Luisa Oros este una dintre actrițele care pentru mine a însemnat o dovadă de profesionalism, de dăruire, de umilință față de arta teatrului și a filmului și un model de viață. De foarte multe ori m-a urmărit senzația că pe doamna Luisa Oros o știu, că ne cunoaștem de când lumea. În realitate am cunoscut-o cu doar 2 săptămâni înainte de începerea filmărilor la Orgie, când am chemat-o la o probă. Trebuie să-i spun că acel film fără dânsa n-ar fi existat. Și trebuie să-i spun că fără performanța dânsei poate visul meu de a deveni cineast nu s-ar fi realizat. Îi mulțumesc foarte mult pe această cale. Átadom a díjat is. Ez a díj? Ez a díj, igen. Magyarul is? Vagy románul? Románul kell majd beszélni. Románul fogok beszélni, hogy ezt a díjat átvettem. Jó? Jó lesz, köszönöm. Vagy? Este o minune. Este o onoare pentru festivalul. Da, da. Și e o onoare pentru mine. Crede-mă, mă simt foarte emoționat. Cred că e ultimul premiu, dar cel mai frumos și cel mai respectabil și mulțumesc publicului că ne-a sprijinit și mai iubește cinematografia și mulțumesc strămoșilor mei în meserie că nu-și uită strămoșii.